permanență au fost de acord cu propunerile din partea poliției, jandarmeriei, pompierilor, tot ce a însemnat dotări care am putut noi Consiliul Județean să-i ajutăm și am să vă rog respectuos să țineți cont de ceea ce s-a propus pe anul 2016 pentru 2017 datorită faptului că sunt foarte importante cele cerute de poliție, jandarmerie, poliție locală, pompieri. Și sunt convins că tot ceea ce s-a propus de către poliție și de jandarmerie, pompieri, poliție comunitară, o să le duceți la bun sfârșit și o să fie aprobate în Consiliul Județean. Eu vă mulțumesc mult de tot și aștept să fiu invitat în momentul când o să vină în 2017 tot ceea ce s-a propus în 2016-2017. Vă mulțumesc frumos și pentru buna colaborare și respectul care l-am avut față de colegii mei de la Consiliul Județean. Rămân același om.